Da, uite, vezi, scuze, am început să vorbesc și am intrat direct în pâine și m-am prezentat echipa. Eu sunt Florin Bozundan, redactor replica de Constanța. Mirela Chiru este șef, da, scuze, am făcut-o. Liliana Chiru este șef departament de eveniment. Ea ține tot ce înseamnă poliție, crime, jafuri și alte lucruri, accidente, urâte. Mirabela Pascal. Mirela. Am făcut-o... Emoții. Mirela Pascal, ea se ocupă de ceea ce înseamnă politică, administrație, instanță și multe altele. Alina Făt este fata noastră de la Tehnoredactare. Ea ne ajută să facem articolele să fie frumoase pe site și să nu avem greșeli multe și prostii. Așa. Loredana Mihai este învățăcelul nostru, este studentă, viitoare jurnalist, promite foarte multe, face foarte bine ceea ce face. Și o să vină și doamna director, Alexandra Cucu, va ajunge și ea la un scurt timp. Aceasta este echipa replica de Constanța, după cum vedeți, sunt niște lucruri. Este o mână de oameni. E o mână de oameni, sunt toată ziua. Revenind la ce poate să fie subiectul de presă. Colegul vostru a spus de jacuri, de crime, toată lumea spune că nu le citește. Nu, să spuneți, nimeni nu le-a citit asta, dar toată lumea le citește. Asta e adevărat. Ce altceva cum vreți să facem de asta? Accident, dar tu insiști pe urmă. Da, la comună era aceeași problemă și mi s-au spus la toate ședințele, da? Să nu mai facem, să nu mai facă elevii cum pune camere sparte, mâini rupte, salvări, ia să fac. Foarte tare. Propunerea e subiect de examen, deci. De ce? Sunteți viitori jurnaliști? Vă așteptăm pe la noi, pe la școală. Întotdeauna ne place să ajutăm începătorii. Astfel încât să avem reportere și pe mai departe. Altceva. Mai multă mediatizare elitelor. Vă spun din punctul de vedere al cititorului fidel, replica. Este mult frumos. Uite așa, ne vor știu și la altceva. Deschiderea de memorie. Așa, ok, și asta este de interes, da? Hai, și ce subiect? Promit că nu muș, după cum vedeți și eu mă încurc. Adică mi-am pocit cu colegele la greu. Le-a combinat. Păi sunt în bucă. Ce ați vrea să... Ce credeți voi că ar vrea? Restaurarea anumitor atracții turistice. Foarte bine. Și lista poate să continue. După cum știți, sper că știți, un ziar, o publicație de orice... De orice am ce? Cunoscut un băiat. O publicație, un site, o televiziune are mai multe departamente. Mă refer la ce înseamnă articole. Politică, administrație, politică, adică eu mă limpe domnii prea minunați, că nu vorbesc toată ziua la televizor și sunt multe prostii. Așa, administrație, ceea ce ține de primării, de Consiliul Județean, evenimentul, ceea ce înseamnă poliție, ce a spus băiatul de acolo, care are un viitor, ori în poliție, ori în jurnalistică. Cultură, ce mai merge la teatru? Hai, că merge. Voi să ridicați mâna. Ce piesă am vizionat? Foarte frumos. Facem și tabere, sară, foarte frumos. Felicitări. Din păcate, cultura la ora actuală nu este foarte citită. Te vedeți, dau și cu casă. Pentru că, puțin mai sunt cei care merg la teatru. Mergeți voi, mai merg câțiva iubitori de cultură, dar, în general, populația largă nu prea merge la teatru. Acesta este și motivul pentru care sectorul acesta este mai puțin reprezentat în presa scrisă. Ok. Am zis un subiect bun de... Cum te-ai gândit la subiectul acesta? De ce te-ai gândit tocmai la el? Emoțiunea zoană. Bravo, te vezi, mi-ai luat... Nu știu, e cel mai bun din clasă, de la 7-a. Da? Wow, ok, felicitări. Într-adevăr, un subiect bun de presă trebuie să se adreseze, în primul rând, emoțiile. Nu știu dacă asta scrie în cărți,
Eu n-am făcut jurnalismul, eu sunt profesoară la față. Loredana poate să mă contrazică sau nu. Dar un subiect bun trebuie să răspundă unei emoții. Să ești indignat de un fapt, de ceva. Poate mulți dintre voi sunteți indignați, nu știu, de câinii maidanezi. Sau poate, nu știu, de ceva ce nu vă place. E, jurnalistul trebuie să atingă acel subiect. Unei indignări, unei revolte, unei plăceri până la urmă. Poate vă plac, nu știu, cum am zis eu, deschiderea unui nou magazin, că vă place să mergeți la shopping. E, jurnalistul trebuie să acopere și aceste subiecte. După ce am văzut exact ce este un subiect bun de presă, hai să vedem cum îl punem pe hârtie. Deci ajungem la textul jurnalistic. Nu am să intru în detalii, că textul jurnalistic poate să fie interviu, știre, reportaj și alte detalii de genul acesta. Și hai să vedem strict general. Un text jurnalistic are un titlu, aveți ziarele din spatele vostru, puteți să vă uitați să vedeți exact asta conține. Un titlu, câteva rânduri, un șapou. Și textul mare. Titlul, deși este trecut primul, recomandarea și primul lucru pe care îl învățăm când ajungem în redacția unui ziar, și ca începător, și ca vizitator, cum sunteți voi, este că titlul se scrie totdeauna ultimul. De ce? Aveți scrie? Oamenii sunt la titlul și nu citesc. Da, și asta este adevărat, dar dacă este un titlu care îl interesează, îi stârnește interesul? Tu când vezi un titlu care îți pare interesant, îl citești? Citești articolul? Depinde cât de mare este. Cât de mare e ce? Articolul. Pe câte pagini sunt titlu. Textul, nu? Da. Am mai auzit. Da. Textul poate să fie lung. E ok, bine, nu foarte lung, nu scriem acum povești, romane și așa, în ziar, nu și pe online, oricât de permisiv ar fi online. Poate să fie lung, dar nu trebuie să fie obositor. Nu trebuie să fie obositor, nu trebuie să fie calup, știi, de colo până acolo. Trebuie să fie sfat între titluri, cu poze, cu ceva să fie mai ușor, să-ți dea impresia, măcar, că este mai scurt și să te păpelească, știi? Pentru că citești până la următorul dintre titluri sau până la următoarea poză și zici, gata, aici s-a terminat. Cu care mai trebuie puțin nervios și vezi, a, dar stai că nu s-a terminat, mai este. E, dar oricum e o chestie să păpărești puțin mici, bun. Titlul, cum am spus, să scrie ultimul. Titlul nu trebuie să fie lung, ci trebuie să stârnească interesul, exact cum am spus eu, ca să te facă să citești totuși articolul. Vă sunteți foarte serioși, de ce? Să nu nu știu. Deci, credeți-mă, nu știu, am încercat, nu iese. Și după titlu, bine, mai sunt și supra-titlu, textulețul de aici de jos, dar deja intrăm în detalii, o să vă plictisesc. După titlu, vine un text de câteva rânduri, de două fraze, trei fraze. Și acest șapou îi spunem. Și acest șapou poate să fie de mai multe feluri, dar în general, șapou trebuie să fie o prezentare pe scurt a informației esențiale. Ca atunci când vă întâlniți voi cu un prieten. Deci, voi doi, nu v-ați mai văzut de câteva zile. Vă adaug și eu exemplu, acum nu știu, s-ar putea să nu vă placă exemplul pe care am să-l spun eu în continuare, dar facem abstracție de faptul că e doamna aici. Nu v-ați mai văzut de câteva zile, vă întâlniți și vă spune, bă, să vezi ce am făcut, am copiat la engleză. Ce ați făcut? I-a spus informația esențială din ceea ce urmează să-i comunicați. După care începeți să-i spuneți detaliat, păi stai să vezi că alaltă ieri am avut ora de engleză și a venit profa, s-a supărat pe noi că am făcut gălăgie și ne-a zis, scoate-te o foaie de hârtie, dăm test. Ce ați făcut? Ați detaliat întâmplarea, da? E, așa se întâmplă și într-un text jurnalistic. Inițial spunem informația esențială, care să stârnească interesul, vorbim întotdeauna de interesul cititorului, care să stârnească interesul cititorului, după care o detaliem. În general, informația esențială este cea care este răspunsul la întrebarea de ce. Ați citit titlul, v-ați pus întrebarea de ce și vă dați răspunsul.